Pedeapsă cu închisoarea pentru doi bărbați, printre care un cetățean arab care a încercat să-i dea mită unui polițist din Brașov, oferindu-i un bolid de lux. Omul legii îl depistase în trafic pe cetățeanul arab în timp ce șofa băut, dar și fără permis de conducere. Ca să nu-i facă dosar penal, arabul împreună cu un prieten român a promis polițistului un automobil de lux. Acesta din urmă însă a anunțat Direcția Națională Anticorupție. Automobilul a fost confiscat, iar cei doi au fost trimiși în judecată. Astăzi, magistrații Tribunalului Brașov i-au condamnat pe cei doi la un an și șase luni de închisoare. Sentința nu este definitivă. Poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile.